În contextul sărbătorii Rusaliilor, a pogorârii Duhului Sfânt, vreau să citesc câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37, pagina Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, 1057. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Amin. Vă rog să vă reașezați. Împreună cu frații mei care au vorbit aici, sunt și eu onorat și binecuvântat de Dumnezeu ca în această zi, în această dimineață, să fiu în Biserica Domnului, Biserica Betania, de aici din Krems. Este o onoare pentru mine, pentru soția mea, pentru familia Souca care ne însoțește. Mulțumesc fratelui Ieronim, care cumva a insistat ca să fiu în această zi, la această zi de sărbătoare. Eu pe el nu l-am mai cunoscut. Cunosc familia lărgită, familia Nati, o parte din familia aceasta. Și sigur că, pentru că în familia dumnealor și în alte familii este o sărbătoare atât de frumoasă, mi-am dorit să ajung și eu să fiu parte la acest moment binecuvântat. Mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta. Mulțumesc fratelui păstor, fratelui Viorel Boldor, care și dumnealui la un moment dat mi-a scris un mesaj care suna: vă așteptăm cu drag la Biserica Betania din Krems. Nici n-am știut că Biserica e Betania, m-am bucurat să viu la Betania, că viu tot de la Betania. Și de la Betania la Betania parcă este mai simplu, așa, ca să slujești. Nici pe fratele Viorel nu-l cunosc foarte bine, sau cel puțin nu l-a știu să-l fi întâlnit sau să fi slujit împreună. Măcar că, spunea dumnealui, a locuit o anumită perioadă la Bistrița și eu sunt bistrițean, cu domiciliul forțat pentru o perioadă la Cluj, dar lăudat să fie Domnul pentru toate lucrurile. În schimb, l-am cunoscut pe tatăl dumnealui, pe tatăl fratelui Viorel, un om special, un om al lui Dumnezeu, cu care am avut experiențe frumoase. Vă spun una dintre ele, așa scurt. Eram la o mormântare în localitatea Sălișca, la o mătușă din partea mamei. Și în timp ce mergeam la cimitir, era prin anul 1995, eram diacon și evident eram destul de tânăr. În timp ce mergeam spre cimitir, în fața cortegiului, pe dealurile acelea, niște râpi așa mai rupte, fratele Ion, vorbind cu mine, nu vorbea în alte limbi, îmi transmitea un mesaj profetic din partea lui Dumnezeu. Îmi spunea despre viitorul slujirii mele, despre modul cum Dumnezeu mă va folosi în slujire, despre planul lui Dumnezeu care l-are cu mine. Și am urmărit acele cuvinte, care n-au fost o profeție cu vorbire în alte limbi. Nici măcar nu mi-a spus, așa mi-a spus Domnul să spun, dar am simțit că era un cuvânt din partea lui Dumnezeu, l-am urmărit în timp și tot ce a vorbit Dumnezeu a împlinit în viața mea. Slăvit să fie Dumnezeul nostru. Am avut un respect deosebit pentru familia aceasta, Boldor, pentru fratele Ion, în mod special, care a fost foarte mulți ani păstor în zona aceea și poate că nici nu știți și poate nici nu pică bine pentru fratele Viorel ceva ce voi spune acum. Oamenii în zona aceea, în satele acelea, îi spuneau fratelui Ion îngerul, dar nu ca o poreclă, ci pentru că omul acesta așa trăia, avea o viață după voia lui Dumnezeu. Să se mai ridice astfel de oameni și ne rugăm Dumnezeu, Dumnezeu le dă biruință. M-a dus salută sfinte de la Biserica Betania din Cluj, pe care o slujesc pentru vremea aceasta. Salutul bisericii noastre, de asemenea, este: Maranata, Domnul nostru vine. Că noi toți îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Amin. Și Duhul și Mireasa zic: vino. Și Biserica Domnului să zică din toată inima: vino, Doamne Iisus. Amin. Familia noastră, avem 9 copii, anul noștri toți sunt botezați, am trăit emoțiile voastre,
Felicitări pentru fiecare familie, pentru fiecare candidat de botez. Este o zi a bucuriei, se spunea, și lăudat să fie Domnul. 6 din copiii noștri sunt căsătoriți, avem și 10 nepoți. Suntem oameni binecuvântați de Domnul și Domnul să binecuvânteze și familiile dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. De fiecare dată când trebuie să predicăm, ne frământăm. De fiecare dată când trebuie să transmitem un mesaj, avem o neliniște. Și toți frații predicatori știu lucrul acesta. Pentru că nu suntem aici să transmitem discursuri teologice, nu că n-am putea să facem asta, dar când stăm în fața oamenilor, vrem să transmitem un mesaj de la Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să citesc pasajul acesta și cu ocazia botezului celor 12 din Biserica Betania, de aici din Krems, vreau să recitesc versetul 40, pe care deja l-am citit și cuvântul Domnului spunea și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Astăzi nu suntem la împlinirea unei sărbători, a unui ceremonial penticostal. Asta nu suntem aici să împlinim o anumită slujbă și o anumită formă religioasă, pentru că așa trebuie să fie la pocăiți, ci astăzi suntem aici să marcăm pentru cei 12 o zi a salvării. O zi a salvării. Și imaginați-vă, nu de undeva dintr-o margine, ci Biblia spunea din mijloc. Nu știu din ce mijloc v-a smuls Dumnezeu, știu din ce mijloc m-a smuls Dumnezeu pe mine atunci când Domnul m-a chemat la pocăință. Nu știu din ce anturaj, nu știu de unde v-ați desprins și de unde v-ați dezlipit. Poate unii dintre voi ați crescut doar în biserică, n-ați avut experiențe cu lumea aceasta și asta este bine și Domnul să vă țină în mână și să vă țină puternic, să rămâneți în picioare. Dar sunt oameni pe care Domnul îi smulge din mijlocul nenorocirii, din mijlocul păcatului, din mijlocul morții, din mijlocul pierzării. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această dimineață, în această zi, este tocmai acesta. Salvați-vă din mijlocul nenorocirii. Oameni buni, este ziua salvării. Cei 12 intră în biserica lui Dumnezeu și cei 12 îi considerăm din această zi oameni mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! Și lucrul acesta este, spuneam, o mare binecuvântare și este o mare realizare, pentru că în cer, astăzi este sărbătoare. Astăzi este sărbătoare. La Biblie citesc, când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu, știți ce este în cer? În lumea îngerului este mare bucurie. Și în această zi 12 și pe lângă ei mai sunt și alții pe care Domnul vrea să-i miște în această zi și cu ocazia botezului lor Domnul să mai mântuiască oameni. Poate Domnul să o facă? Lăudați să fie Domnul! Botezul, oameni buni, și salvarea aceasta înseamnă un act personal. Salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Nu te salvează religia, nu te salvează biserica penticostală, nu te salvează sistemele religioase, nu te salvează păstorii și preoții, nu te salvează slujba în sine, ci tu trebuie să te implici. Tu trebuie să te salvezi, pentru că este nevoie de lucrul acesta. Unii spun, domnule, este har. Și dacă e har? Tit, capitolul 2, versetul 11, spunea Apostolul Pavel, și harul lui Dumnezeu care a fost arătat, și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Știți ce ne învață harul? Știți ce ne învață? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde a arătării marelui nostru Mântuitor, Iisus Hristos este numele Lui. Vreți să spunem cu Biserica Betania din toată inima, lăudați să fie Domnul Iisus? Lăudați să fie Domnul Iisus? Salvați-vă din mijlocul nenorocirii, salvați-vă din mijlocul păcatului, salvați-vă! Creștinii nu se nasc, oameni buni. Nu ne-am născut creștini. N-are importanță dacă tata e păstor sau proroc sau eu știu ce slujbă poate să aibă în biserică. Creștinii nu se nasc. Creștinii se fac. Și Ioan capitolul, Evanghelia după Ioan capitolul 1, versetul 11 spune: a venit Domnul Iisus la ai săi. Ai săi nu l-au primit. Și atenție! Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă, nu să se numească.
Să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Creștinii nu se nasc oameni buni, creștinii se fac. Și în această zi, mă rog din toată inima pentru cei 12 să fie creștini adevărați. Să fie oameni care să reprezinte cerul, să fie oameni care să reprezinte pe Dumnezeu. Și mă rugam împreună cu frații mei și am auzit rugându-se, și acum vă spun bisericii, și când ne-a provocat să ne rugăm pentru ei, Doamne, scoate din ei prorocii văzători, Doamne, scoate din ei familii, familiști care să fie sănătoși, Doamne, fă ca să fie evanghelii, să fie slujitori, să fie oameni care să te reprezinte pe tine în lumea aceasta și Dumnezeu să-i întărească. Lăudați să fie Domnul! Salvați-vă din mijlocul nenorocirii, salvați-vă din mijlocul acestui neam păcătos, ticălos și rău. Cum să o facem? Să ne scriem membri la Biserica Pentecostală și e rezolvată problema. Ceva au venit la mine cu ceva vreme și au zis, frate, domnule, vreau să mă botez la dumneavoastră. Dar zic, de ce? Ce vă deten? Deci m-am certat cu popa. Și? Și gata, zice, am terminat cu biserica, nu mai duc la biserică, deși acolo am crescut. Domnule, m-am certat cu popa și am plecat. Și am, nu vă supărați, nu vă pot boteza. Nu vă bucurați, nu. Pentru că dumneata care te-ai certat cu popa nu durează mult și te cer și cu mine. Și de ăștia deja am suficient, nu mai am nevoie. Nu mai am nevoie de ăștia. Ca să te salvezi din mijlocul unui neam ticălos și rău, nu-i suficient să te muți la o altă biserică. Nu-i suficient să schimbi religia sau, eu știu, denominația confesională, nu? Nu-i suficient nici măcar să faci un botez nou testamental. Și Biblia spune, oamenii aceștia au rămas sensibili, au fost sensibili, au fost atenți, au fost receptivi la cuvântul lui Dumnezeu. Și citesc la Biblie și am citit, au rămas străpunși în inimă. Au rămas străpunși în inimă, oameni buni. Dacă nu străpunge inima, dacă inima nu este străpunsă, dar cuvântul lui Dumnezeu nu schimbă inima, ascultați-mă, toate sunt degeaba. Toate sunt degeaba. Sunt oameni care conștientizează la nivelul minții și spun, da, domnule, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă întorc la Domnul, trebuie să fac pasul acesta. Și din nefericire, în viața mea de slujire, și noi vom avea săptămâna viitoare peste 20 de candidați la botez. Știți care este durerea mea? La noi mai scapă câte unul. La voi să nu fie așa. La noi mai scapă câte unul. Nu întotdeauna, dar mai scapă. Mai botezăm oameni din interes. Mai botezăm pe unii care nu au viața schimbată. Care au avut doar mintea și urechea străpunsă. Dar care n-au inima străpunsă. Ne mai scapă câte unul. Și colegul meu cu care luăm decizii deja de 17-18 ani, Pavel Sădmărean, de multe ori zic, mă, Pavel, iar am încurcat-o. Mă, iar am greșit, bă, omule. Iar nu ne-am rugat suficient, iar n-am fost atenți, domnule. Facem catecheză o perioadă atât de lungă, să ne vorbim cu ei, ne rugăm. Și mai sunt unii care... Și apoi ne consolăm uitându-ne la Biblie că și lui Filip i s-a întâmplat. Filip, evanghelist. Omul prin care Domnul făcea minuni, omul care când predica, spune Biblia, mulți noroc se întorcea la Domnul, oamenii erau mișcați, Samaria era mișcată la Evanghelia lui. Și-o boteza și el pe unul. Printre mulți care au venit să se boteze, Biblia spune că a venit unul care făcea el niște mișcări din astea interesante și oamenii spuneau, prin ceea ce face el, e puterea lui Dumnezeu cea mare. Pe când s-a botezat ăsta, a fost minune, bă, oameni. A fost minune. Când s-au botezat ăsta, au venit și primarul, și secretarul, și prefectul. A fost o sărbătoare extraordinară. Și Domnul mișcă Samaria și frații spun, dacă până la urmă se mișcă Samaria și se botează oameni, e nevoie și de botezul cu Duhul Sfânt. Și trimitem pe apostol să se roage pentru ei. Și când au văzut Simon ăsta, noul convertit, noul botezat, cum se primește Duhul Sfânt, s-a dus acasă și a venit cu geanta cu bani, că avea de unde, și i-a pus pe masă. Nu au zis că au vrut să le dea bani. Zice, le-au dat bani. Vii cu bani. Și Biblia spune, Petru când l-a văzut, eu transmit mesajul acesta care este foarte dur, dar care poate fi o învățătură pentru oricare dintre noi. Fapte, capitolul 8, versetul 20. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate căpăta cu bani. Și asta nici nu e atât de grav.
Că ai crezut, ai crezut? Ai crezut că plătești o slujbă? Și când a venit păstor la Cluj cu mulți ani în urmă, țin minte că a început să vină la biserică o soră în vârstă, am botezat-o în final, a plecat la Domnul și se simțea așa bolnav, o femeie la vreo 85 de ani și m-a chemat să fac o rugăciune pentru ea, undeva într-un spațiu al bisericii, că nu se simțea bine. Și după ce m-am rugat pentru Dumnezeu, nu m-am simțit să îmi bag 100 de lei în buzunar. M-am speriat, am zis, ce ești cu bani? Păi zice, pentru rugăciune. Și am zis, dumneavoastră, nu ați înțeles, nu înțelegeți despre ce e vorba. Am și înțeles că chiar am văzut. Cum, nu trebuie să plătesc? Și am zis, nu, la noi nu se plătește. Pentru că vindecarea nu-i pe bani, Evanghelia nu-i pe bani. Lucrarea lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Și Biblia spune, și au zis unde este cel mai grav lucru, versetul 21. Tu n-ai nici parte, nici sorți. Cum să n-am parte? Că vă arăt certificatul de botez. Dar nu de mult am fost la botez și o filmat acolo și o predicat fratele Bujor și fratele Baradei și fratele... Nu n-ai nici parte. Tu n-ai nici sorți în toată treaba aceasta. De ce? Pentru că ai o problemă. Inima ta nu este curată. Oh, ce m-aș bucura să vă pot vedea inima, dar nu vă pot vedea. Și unii ar vrea să o vadă pe a mea și ar vrea și să o calce uneori. Dar aici se prezent Dumnezeu. Aleluia. Aici se prezent Duhul Sfânt de la Rusalim. Aici nu-i spectacol religios, aici este puterea lui Dumnezeu. Aleluia. Și aici Domnul cunoaște inima voastră. Și vreau să cred în această zi că aveți o inimă schimbată, o inimă curată și Dumnezeu să vă întărească. Amin. Și Dumnezeu să-i întărească. Tu n-ai nici parte, nici sorți, că inima ta nu este curată. Inima ta n-a fost străpunsă. Tu ai venit la Pentecostal să faci o formă religioasă, îți place de o fată, vrei să faci ceva, eu știu, să ajungi, nu știu ce, ai o altă intenție. Inima ta nu este curată. Cei care vreau să-L vadă pe Dumnezeu au inima curată, au cugetul curat. Și mă rog în această zi, Duhul Sfânt care este prezent aici să ne cerceteze și sângele lui Hristos să mai facă încă o dată stropirea. Și ne rugăm, Doamne, mai cercetează-ne și mai curățește-ne cugetele noastre. Amin. Lăudați să fie Domnul. Oamenii care se salvează sunt oamenii care se lasă străpuși în inimă. Sunt oamenii care sunt sensibili la cuvântul lui Dumnezeu. Nu iau în derâdere Evanghelia. Nu se joacă cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este pentru lectură doar. Nu este pentru citire ca să poți să adormi bine seara. Nu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este chipul Dumnezeului celui viu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia mântuitoare. Aici și pe aici lucrează Dumnezeu. Și spunem din toată inima, lăudați să fie Domnul. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Când bătrânul Lot a bătut la ușile zăvorâte în miez de noapte și când s-a îmbrățișat ginerii, fetele și poate nepoți și au zis, dragii tati, în casa noastră sunt trimiși lui Dumnezeu. Mi-au spus că noaptea aceasta mai este har. Mâine dimineață când răsare soarele sau înainte să răsară zorile, va veni din cer de la Dumnezeu foc și pucioasă peste Sodoma și Gomora și peste câmpiile din vale, din câmpie. Biblia spune, peste cetățe din câmpie, Biblia spune, și ginerii lui credeau că... Glumește. Pentru ei cuvântul lui Dumnezeu nu însemna nimic. Pentru ei cuvântul lui Dumnezeu nu avea nicio valoare. Ce valoare are pentru tine Evanghelia? Într-o societate în care Biblia este scoasă afară din societate, într-o societate în care în școli nu mai are ce căuta Biblia, în care cuvântul lui Dumnezeu nu mai are nicio valoare, într-o societate în care orientarea este seculară și este împotriva cuvântului Dumnezeu și se promovează tot mai mult păcatele oribile pe care le condamnă Biblia, într-o societate în care cuvântul lui Dumnezeu nu mai are nicio valoare și nu mai înseamnă nimic, ce înseamnă pentru tine cuvântul lui Dumnezeu? Ce înseamnă pentru mine cuvântul lui Dumnezeu? Fie ca Duhul Sfânt să ne cerceteze. Fie ca Duhul Sfânt să ne dea biruință. Și cuvântul Domnului în această zi să mai sensibilizeze inimi, cuvântul lui Dumnezeu să mai aducă iertare, eliberare și pocăință. Și spunem, Doamne ajută-ne! Măriți să fie Domnul! Salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos și rău, în al doilea rând, dispuși să împliniți tot cuvântul lui Dumnezeu. Tot!
Când Domnul Iisus a venit la apa botezului, Matei capitolul 3, Domnul Iisus n-a venit să se boteze sau să demonstreze ceva, pentru că El nu avea păcat, El era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dar Domnul a lăsat să se înțeleagă că nici Fiul lui Dumnezeu nu ocolește pasul acesta. Și când Ioan a înțeles că El este Fiul lui Dumnezeu, a spus, eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și Domnul Iisus i-a spus lui Ioan, lasă-mă să împlinim cât? Tot ce trebuie împlinit. Să te salvezi din mijlocul unui neam ticălos și rău, înseamnă să fii dispus să împlinești tot cuvântul lui Dumnezeu. Pocăința nu este găselnița penticostalilor, oameni buni, nici a baptiștilor, nici a neoprotestanților. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Are Dumnezeu dreptul să poruncească? Are? Trăim într-o vreme în care porunce nu ne mai plac și cuvântul de poruncă este cumva respins. Tinerii și tinerilor, nu mai ai voie să le dai porunci. Eu știu, copiilor, nu mai ai voie să le dai porunci. Nu mai există porunci. S-o termina cu porunci. Și Dumnezeu totuși continuă să poruncească, slăvit să fie numele Lui. Fapte capitolul 17, versetul 30, predica apostolul Pavel și spunea, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar știți ce face? Poruncește acum, astăzi, tuturor oamenilor de pretutindeni să se... Nu doar 20 sau 12 au nevoie de pocăință în această zi. Astăzi te-a adus Duhul Sfânt aici, eu nu te cunosc, poate ești un fiu risipitor, poate ești o persoană care de multă vreme ți-a vorbit Dumnezeu, mă rog ca Duhul Sfânt care este prezent aici să te cerceteze, cuvântul lui Dumnezeu să străpungă inima și nu în fața unui sistem religios, în fața crucii lui Hristos să te prăbușești în această zi și să îmbrățișezi pocăința. Pocăința, pentru că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Este porunca lui Dumnezeu. Și botezul în apă, oameni buni, nu este găselnița noastră. Nu noi am inventat-o, ci Fiul lui Dumnezeu a spus, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, regret, nu o spun eu, o spune Biblia, va fi osândit. Noi nu-i trimitem pe oameni în rai sau în iad. Nu este asta datoria noastră. Nu catalogăm noi cine și cum, nu. Cel care este suveran este Dumnezeu. Dar noi rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Și ne rugăm, Doamne, dă-ne putere, dă-ne biruință. Să fii disponibil să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Să fii disponibil să asculți vocea lui Dumnezeu. Să fii disponibil să înțelegi mesajul lui Dumnezeu. Se vorbea despre famenul etiopian, acel ministru de finanță. Biblia spune, și a început de la Scriptura aceasta Filip și a propovăduit. Filip putea să spună multe lucruri. Și îmi pare rău că unii, la noi, nu la dumneavoastră, au atât de frumoase mesaje, dar fără Iisus. Pentru că pe unii, deja, mesajele cu Iisus îi plictisesc. Ne plac poveștile, ne plac interpretările, ne plac lucrurile să fie cât mai sofisticate și mai complexe, dar parcă ne-am obosit să ascultăm despre Iisus. În centrul Evangheliei este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. A început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Și famenul și-a dat seama că e nevoie de botezul nou testamental și acolo în pustia aceea a văzut o apă. Și a spus, Domnule, ce mă împiedică să fiu botezat? Uite apă! Și răspunsul a fost simplu. Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Pentru că este nevoie de credință, oameni buni. Biblia ne cheamă să credem. Noi nu-L vedem pe Dumnezeu, dar Domnul este prezent aici în adunare. Noi nu vedem Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt există. Noi nu vedem puterea cum lucrează Domnul, dar simțim că Domnul lucrează. Și spunem din toată inima, lăudați să fie numele Lui. Domnul este cu noi. Domnul nu ne părăsește. Domnul este în viața noastră. Dumnezeu este Cel care este în fiecare zi cu noi. Lăudați să fie numele Lui. Și aceasta prin credință.
Este nevoie în această zi să fii disponibil să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și să accepți planul lui Dumnezeu. Era o categorie de oameni în vreme când Ioan Botezătorul boteza și transmitea mesajul Scripturii și la râul Iordan îi boteza pe oameni și citesc în fapte, în Luca capitolul 7, de la versetul 29, despre acea categorie de oameni care erau acolo, care erau prezenți, care ascultau și ei cuvântul lui Dumnezeu. Și vă citesc, și tot norodul care l-a auzit pe Ioan, a dat drept, chiar și vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. Dar atenție, versetul 30. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul. Botezul poți să fii disponibil să-l accepți sau poți să fii disponibil să-l respingi. Până la urmă este alegerea ta. Până la urmă este decizia ta. Tocmai de asta noi nu botezăm copiii mici. Copiii mici noi ducem la binecuvântare pentru că ei nu pot să decidă. La botezul în apă, ascultați-mă, este nevoie de mărturisire. Nu se poate fără mărturisire. Nu se poate. La botezul în apă este nevoie să transmiți mesajul. E nevoie de cel puțin un botezător și cel puțin un botezat. Și la botezul în apă, omul trebuie să aibă posibilitatea să mărturisească. Tu trebuie să mărturisești. Dacă crezi din toată inima ta, spuneam și spunea cuvântul Domnului despre famine, se poate. Și omul a spus, cred. Este mărturisirea lui. Roman capitolul 10, versetul 9 și 10, transmitea apostolul Pavel mesajul acesta din partea lui Dumnezeu, vorbind despre eficiența și necesitatea acestui moment al mărturisirii. Și vă citesc cele două versete și auziți ce spune Biblia. Dacă mărturisești, deci cu gura, cui? A ta? Noi nu-i botezăm la grămadă în această zi, nu? Chiar dacă sunt frați, chiar dacă sunt, da, îi băgăm în apă, le facem poze împreună, dar mărturisirea este individuală. Botezul este individual. Pe fiecare în parte îi botezăm individual. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Lăudați să fie Domnul. Și frații vor întreba în această zi pe cei 12, crezi din toată inima că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Dar cred. Până când faci legământul acesta? Până când ești decis să-L slujești pe Dumnezeu? Și omul mărturisește cu gura lui. Că astăzi este vorba de un legământ. Un legământ pe care îl face cu cerul. Un legământ care îl face cu Dumnezeu. Și ne rugăm, Doamne, ajută-i să păstreze legământul acesta până la capăt. Mărit să fie Domnul. Salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos și rău, spuneam în al doilea rând, disponibil să împliniți tot planul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu. În al treilea rând, salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos și rău, și spuneau deja și frații, înțelegând că botezul nu conferă iertarea păcatelor. Mă duc la pocăiți, fac o baie publică, și mi se iartă păcate. Nu e adevărat. Nu e adevărat. 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, spune apostolul Petru, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi acum, care nu este o spălare de întinăciunile trupești. Nu. Dacă m-am îmbrăcat în haine albe și am făcut botez la biserică aici sau în altă parte, mi se iartă păcatele, nu. Am avut oameni care au spus, domnule, pe mine să nu mă botez în baptister, că s-a strat de păcătos, că vi se înfundă toate canalizările. Nu, stai liniștit că nu se înfundă nimic, că nu se întâmplă nimic. Am văzut oameni la Iordan. Domnule, mă duc la Iordan să mă botez, că Iordanul îi sfânt. Alții au insistat și au spus, mă botezați numai la apă curgătoare, să fiu sigur că s-au dus toate păcatele pe ea. Botezul nu este o spălare de întinăciunile trupești, ci este, cum spuneam, mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Păcatele, oameni buni, în lumea aceasta sub soare, le spală o singură soluție, sângele lui Iisus Hristos. Și în această zi spunem din toată inima încă o dată, lăudați să fie Domnul Iisus.
Nu este sub soare o altă soluție care iartă păcatele, nu! Nici forme religioase, nici biserica, nici înalți preasfințirile lor, nici prelații, nici rugăciunile oamenilor, nu! Una singură ne poate ierta păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și vreau să cred în această zi că voi 12 v-ați întâlnit cu Domnul Iisus. Vreau să cred că voi 12 ați simțit iertarea păcatelor. Vreau să cred că voi 12 v-ați prăbușit în fața crucii lui Iisus Hristos și Domnul v-a primit prin jertfa Lui. Și să spunem din toată inima, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și ascultați-mă, cele vechi sau iată toate lucrurile? Dar dacă mă enervez ca și înainte de botez? Dar dacă mă cer ca și înainte de botez? Dacă trântesc ușa ca și înainte de botez? Dar dacă am manifestările care le-am avut înainte? Nu confundați botezul nou testamental cu iertarea păcatelor, nu? Să nu fie pocăința după, ci pocăința înainte. Fraților, ce să facem? Și-au întrebat pe mari apostoli, pe oamenii lui Dumnezeu. Pocăiți-vă mai întâi! Pocăiți-vă! Cum nu ne botezi și apoi să ne pocăim? Aveam o frământare undeva în județul Bistrița, cu ani de zile, eram păstor, păstorul mai multe biserici în zona aceea și trebuia să facem un botez și unul avea o problemă. Nu era așa mare. Nu putea să se lasă de fumat. Și un frate din comitet o insistat, pentru că era dintr-o familie cu influență, și a zis, frate Bujor, să nu facem tulburare în adunare, că ăștia tot se tulbură, să... Auzi, botează-l că s-a pocăit el. O promis că se lasă de fumat. Nu se poate. Nu se poate. Perioada de catecheză. Noi nu o facem ca să îi obișnuim pe oameni cu mentalitatea penticostală și să le spălăm creierul, cum spun unii. Perioada de catecheză o facem să ne asigurăm că oamenii care au într-adevăr păcate, care au într-adevăr vicii, se pot elibera și Domnul îi eliberează. Și cred din toată inima în puterea Evangheliei și în puterea jertfei lui Iisus Hristos. M-aș pocăi, dar nu pot să mă las. Nici nu poți și nici nu trebuie. Ascultă-mă, te eliberează Domnul. Poate Domnul să elibereze de vicii? Poate Domnul să elibereze de păcate? Lăudat să fie numele Lui! Am mai spus această experiență și poate ați auzit-o pe internet, că acum totul este pe internet. Deși eu nu am spus nimănui niciodată să-mi pună nicio predică pe internet, nu mă promovez, n-am nevoie de asta, sunt deja la o vârstă și în sfârșit. Dar poate că nu erau pentru unii. Eram la noi în sat, în satul Arcalia, de lângă Bistrița. Conduceam o campanie de evangelizare, o săptămână de evangelizare. Și la ultima seară de evangelizare, biserica arhiplin, atunci veneau după Revoluție câte 60-70 de prieteni în adunare. La un moment dat, când am terminat ultima rugăciune, am văzut și am spus să se așeze biserica pentru câteva anunțuri. Bărbații erau în partea asta la noi. Am văzut un bărbat care a rămas în picioare. Ceva n-a fost în regulă. Îl cunoșteam bine. Fusese pe la mină, pe la Hunedoara. A venit acasă, era pensionar, lucra, te încuia, zidea, oamenii au început atunci după Revoluție să-și mai renoveze, era un bun meseriaș, dar ca să poată să stea pe schelă, trebuia să servească câteva sute de grame din ăla îndulcit, că altfel nu putea să aibă echilibru. În colțul gurii la dumnealui, tot timpul era o țigară, cred că fuma 3 pachete de țigări pe zi. Am mai vorbit cândva cu el, îl cunoșteam destul de bine și când am văzut că rămâne în picioare, i-am făcut semn că oamenii s-au așezat. El nu m-a băgat în seamă. Când am uitat la surori mai în spate, am văzut și pe soția lui, o femeie mai scundă, că și-aia a rămas în picioare. Mi-am dat seama că ceva se întâmplă și omul s-a întors așa spre biserică, a ridicat o mână și a zis, oameni buni, din seara asta, eu și Ana, m-am hotărât să mă pocăiesc. Acum, dacă dumneavoastră credeți că astăzi e luni și eu am crezut că el se pocăiește. Și am zis, vreți să vă pocăiți? Da. Veniți joi seara la biserică, adunare liberă. Și-o pleca oameni. Și joi seara l-am văzut cu soția la adunare. Îmbrăcat frumos,
Duminica viitoare, la adunare. Duminica viitoare, seara, la adunare. I-am lăsat aproape 2 luni, nu i-am întrebat nimic. După vreo 2 luni am oprit aici, cu niște frați din comitet, și am zis, ce se întâmplă? De ce veniți la noi la biserică? Deja nu ne vedea să credem că ei chiar vin la biserică. Ne-a rugat pentru asta, dar nu credea. Și am zis, frate Bujor, nu mă crede nimeni. Noi ne-am hotărât să ne pocăim și ne-am hotărât serios. Și am zis, bine frate, te pocăiești, dar dumneata știu foarte bine, cu băutura, cu țigara, cu... Și am zis, o seară înainte de a veni la... de a ridica mâna sus, am fost aici la evangelizare. M-a cercetat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am plâns în adunare. Și am mers acasă, noaptea aceea n-am dormit. Eu normal fumam câte 4-5 țigări și noaptea. N-am fumat nicio țigară. După miezul nopții, soția mea a văzut că nu dorm și m-a întrebat, de ce nu dorm? Și am zis, m-am hotărât să mă pocăiesc. Și femeia a zis, ai nebunit. Cum să te pocăiești? Păi tu, oamenii te cunosc foarte bine prin satele astea. Tu nu poți să stai pe schelă până nu servești ceva. Tu nu poți fără țigări. Eu îți cumpăr țigări. Dacă te trimit după țigări sau după pâine, vii biat acasă. Cum să te pocăiești? Și omul a zis, Ana, dacă nu mă pocăiesc, eu simt că mor. Și femeia a zis, dacă te pocăiești, și eu mă pocăiesc. Și ne-am hotărât să ne întoarcem la Domnul. Și am zis, frate, dar cum e cu țigara? Ai mai redus din ele, mai fumezi, mai... Și am zis, frate Bujor, nu mă crede nimeni. Din noaptea aceea, din seara aceea, Domnul m-a vindecat. Eu nu mai am nisucă de țigară, nisucă de băutură, nisucă de sudalmă. Eu sunt un om schimbat, pentru că sângele lui Hristos mi-a făcut stropirea și mi-a vindecat sufletul. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! I-am mai lăsat vreo 4 luni de zile, i-am botezat. Au trecut ani, au trăit peste 20 de ani după ce i-am botezat. Au plecat la Domnul și acum sunt amândoi și mă așteaptă în cer. Pentru că știu că sunt mântuiții Domnului. Știți cine face asta? Nu Biserica Pentecostală, nu noi. Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! De aceea mă rog în această zi, Duhul Sfânt care este prezent aici să te cerceteze, sângele lui Hristos să-ți facă stropirea, orice apăsare, orice frământare, orice neputință, orice luptă interioară ai, fie cu pornografia, fie cu alte situații, Domnul să te elibereze în această zi și puterea Domnului să-ți dea biruință și să rămâi în picioare un om fidel, întors la Domnul. Salvează-te din mijlocul unui neam ticălos și rău. Domnul să te întărească. În al patrulea rând, cum să faci asta? Înțelegând vremea. Fraților, în ziua aceea, când Petru predică, se adaugă la numărul ucenicilor, cât suntem de aici? Suntem 3.000? Ha? Am vrea să dea Domnul. Aproape 3.000 de suflete, n-o zis săptămâna viitoare, mai ascultăm, poate mai fi un botez, nu? O înțeles vremea. Pentru că Domnul îi spunea lui Ioan, lasă-mă acum, vremea nu o stabilim noi. Știți ce spun oamenii? Niciodată nu-i prea târziu, asta spun oameni. Știți ce spune Dumnezeu? Evrei capitolul 4, versetul 1. Câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrărilor digna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit. Pentru noi poate fi un prea târziu. Pentru dumneata care mă asculți în această zi poate fi un prea târziu. Pentru tine care ești invitat și ai venit la botezul celor 12 ca să vezi o lucrare spirituală sfântă, vreau să spun, poate fi mâine prea târziu. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua salvării. Astăzi este ziua eliberării. Și mă rog Dumnezeu să-ți dea putere. Nu există mântuire pentru mâine, oameni buni. Nu există mântuire pentru săptămâna viitoare. Nu există pentru luna viitoare. Mântuirea este pentru astăzi. Șeful vămii din Ierihon avea și el curiozitatea lui. Numai că în viață nu le poți avea pe toate. Și eu aș fi vrut să fiu mai înalt, nu știu de ce, dar nu. Băieții mei sunt mai înalți, dar eu am rămas așa mai... Și ăsta avea o problemă, Domnul. Vrea să-L vadă pe Domnul Iisus, dar nu putea din pricina rodului. Și a venit o idee. Cred că era, acum șef de vamă, n-a ajuns la 25. Era așa ca și 50 plus, cam ca și mine, ca și unii dintre noi. Noi imaginați-vă că a venit o idee să se urce într-un copac. Când v-ați urcat ultima dată într-un copac? Doamne, nu mai. Nu mai funcționează. Când eram copii, mai ales că am crescut la țară. Păi vă amintiți unii de dumneavoastră cum ne urcam prin copac.
Toate păsările aveau probleme. Știam și ouăle. Care, de care, cum și așa mai departe. Pui, când îi găseam, știam de ce, îți chiar dacă nu era mama lor. Acum, mi-am sopit și am vreo 3-4 pompe acolo, nu sunt foarte mari. Și într-o zi am vrut să mă urc cu ăsta, cu șprițul la spate, să mă urc în copac. Era băiatul meu să-mi stat, îi lasă că rezolve problema, nu cumva să... Asta îi vine o idee, domnule, se urcă într-un pom. Bineînțeles, s-a uitat în stânga, în dreapta, s-a asigurat că nu-l vede nimeni, că mâine era, scriau toate ziarele, internetul despre șeful vămii, că s-a urcat în pom. S-a pitulit pe acolo printre crengi, printre frunze, și o zonă, stau aici să nu mă vadă nimeni. Cum vin unii la botez sau la evanghelizare, zice, mă duc oricum, nu mă cunoaște nimeni, nu știe nimeni despre mine, mă așez undeva mai în față sau mai în spate, când se termină slujba, am plecat acasă. Ascultă-mă, aici este ochiul lui Dumnezeu. Aici te cercetează Duhul Sfânt în această zi. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Când Iisus Hristos a ajuns în fața dudului, ucenicii au avut impresia că Domnul vorbește cu un înger. Domnul nu vorbește cu un înger, vorbește cu tine în această zi. Vorbește cu dumneata în această zi. Vorbește acolo unde te-ai așezat, îți transmite Dumnezeu mesaj. Și se oprește Domnul și Zachee, dă-te jos de grab. De ce? Că eu n-am venit la evanghelizare să mă pocăiesc. Am venit numai să văd un botez. Am avut o anumită, eu știu, obligație. Nu, acesta este planul tău. Dumnezeu are planul lui. Slăvit să fie Domnul. Dă-te jos de grabă că astăzi, nu săptămâna viitoare, nu anul viitor, dă-te jos de grabă că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Păi mă faci de minune. De ce nu m-ai chema la birou sau să te chem la birou? Cum, în fața mulțimii să mă dau jos? Și Biblia spune, Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Lăudat să fie Domnul, că bucuria mântuirii depășește orice rușine, orice fel de obstacol. Bucuria mântuirii este o bucurie autentică. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Fie ca Duhul Sfânt să te întărească. Astăzi este ziua mântuirii. Ce vei face? Te vei salva? Din mijlocul acestui neam ticălos și rău? Sau te baza pe forme, pe tradiții, pe religii, pe un botez pe care l-a făcut alții despre tine, cum au făcut părinții mei când eu eram mic, m-au dus la biserica ortodoxă, că atunci erau ortodoxi, m-au lepădat nănașa de 7 ori, numai că atunci când Domnul m-a cercetat, m-am întors la pocăință, am înțeles că trebuie să fac un botez nou testamental și laud pe Domnul din toată inima. Lăudat să fie Domnul. Vremea este astăzi. Eram la Bistrița cu mulți ani în urmă, sunt deja, cred că, 20 de ani, și cu soția mea care este aici și cu o soră am fost invitat la patul unei femei. Femeia era bolnavă, o femeie uscată, avea 52 de ani atunci, dumnea ei. Și după ce am intrat în casă, am salutat, am văzut-o cât este de slăbită, de neputincioasă, dar conștientă. A zis, domnule pastor, v-am invitat la mine pentru că de câteva nopți nu mai dorm deloc. Sunt bolnavă, medicii de la Cluj nu știu ce am. Medicii știau, dumneaei nu știa. Avea un cancer agresiv în trupul dumneaei. Și mă simt așa tot mai slăbită, dar pe lângă faptul că sunt bolnavă, am o mare frământare în inimă. De peste 25 de ani am înțeles că trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă întorc la Domnul, trebuie să slujesc pe Dumnezeu. Și atunci a spus soțului meu, aveam un băiat de 4 anișori, când băiatul nostru este mare, îl face medic și apoi noi ne pocăim. Și au trecut ani, am muncit împreună cu soțul meu și mi-a spus condițiile în care am muncit și băiatul nostru a ajuns, este anul 6 la Facultatea de Medicină din Cluj. Acum termină facultate. Dar eu sunt imobilizat aici pe pat. Și nu mai dorm noaptea. Și sunt neliniștită și plângea. Și lacrimile ei se întâlneau undeva aici sub barbă. Domnul pastor, dacă se întâmplă ceva, dacă mor, dacă plec nemântuită din lumea aceasta, n-aș vrea. Îmi pare rău. Îmi pare rău că nu l-am slujit pe Dumnezeu. Îmi pare rău că nu m-am pocăit mai devreme. Îmi pare rău. Dacă mă simt puțin mai bine și am făcut așa cu degetul și acum când vă povestesc, văd imaginea aceea și mi-a spus, acolo este baia noastră. Vă invit să mă botezați la mine în apartament, că nu vreau să plec din lumea aceasta nepocăită, nemântuită, nebotezată. Știu că e condiția mântuirii. Am încurajat-o, ne-am rugat împreună cu soția mea și cu sora,
care ne-a chemat acolo, cu dorința să o mai vizităm. I-am promis că o mai vizităm. A doua zi, fiind perioada evanghelizărilor, cred că luna februarie, eu am plecat în județul Mureș la o evanghelizare. Dumnezeu a fost dusă la spitalul din Bistrița, spitalul județean, care era foarte aproape de apartamentele noastre, a fost dusă de urgență la spital în urma unei crize. Am primit vestea și sora, cunoștință comună, mi-a spus: vrea neapărat să o sunați. Când vă întoarceți de la evanghelizare, dați-i un telefon. M-a oprit pe un deal, era deja 10 și jumătate seara, m-a oprit pe un deal de la Mureș spre Bistrița, unde aveam semnal, am sunat-o și când m-a recunoscut, o voce aproape stânsă plângea, mă implora: vă rog să veniți la mine, vă rog să veniți la mine, promiteți-mi că veniți la mine. Parcă simțea că se întâmplă ceva. Și am zis: nu pot să vin în noaptea, să ajung după miezul nopții acasă, îmi pare rău. Mâine dimineață, la prima oră, când mă trezesc, viu la dumneavoastră. Și mă implora plângând: vă rog, domnule pastor, vă rog să veniți la mine. Am ajuns acasă după miezul nopții, ca de obicei, m-am culcat. Dimineața m-a trezit telefonul fix. M-a sunat sora, cunoștință comună. Și plângea la capătul celorlalt de tefir și spunea: frate Vasilică, azi noapte, doamna Nica a plecat la cele veșnice. M-am pus în genunchi lângă pat și am început să plâng. Și am zis: Dumnezeule, întrebări n-am voie să spun, dar sunt om, parcă mă doare. Dacă ar mai fi fost o săptămână, două săptămâni, o lună, 6 luni, femeia asta ar fi plecat din lumea aceasta mântuită, împăcată cu tine. Auzeam vocea ei care cu câteva ore înainte mă implora: vă rog să veniți la mine, vă rog să veniți la mine, vă rog, promiteți-mi. Și în timp ce mă rugam și plângeam acolo lângă patul meu, vă mărturisesc, eu mă tem de Dumnezeu, eu nu vă spun povești. Nu știu, în mintea mea, în urechea mea, am auzit o voce. Dar 25 de ani. Dar 25 de ani. De câtă vreme te așteaptă Dumnezeu? De câtă vreme la mâi pe Dumnezeu? De câtă vreme spui altă dată, săptămâna viitoare, anul viitor? De câtă vreme respiri aerul curat? Te bucuri de binecuvântările lui Dumnezeu? Domnul te păzește, îți poartă de grijă și Domnul ți-a mai dat har și binecuvântare și tu spui altă dată. Ascultă-mă, încă o dată spun, nu este mântuire pentru mâine. Mântuirea este pentru astăzi. Mântuirea este pentru momentul acesta. De aceea mă rog ca Duhul Sfânt să te cerceteze și Domnul să-ți dea putere și biruri. În ziua aceea. În ziua aceea. Și nu-mi dați lista, frate Viorel, că nu mă interesează. Și trebuie să fim și noi protejați. Dacă 10 vor veni în ziua asta și vor spune: de astăzi ne pocăim, nu-mi dați mie lista. Dar o vede Dumnezeu. Te vede Dumnezeu în această zi. Când te vei prăbuși în fața crucii lui Hristos și vei spune: Doamne, mă hotărăști și eu pentru pocăință. La următorul botez, cât de repede, vreau și eu să intru în apa botezului. Vreau să mă fac cu tine, să mă fac cu cerul. Pentru că tot ce se întâmplă în lumea aceasta nu ne spune altceva decât că Hristos este gata să vină. Slăvit să fie numele Lui. Hristos este gata să vină. Și Duhul și Mireasa zic: vino. Și Betania de la Crem să spune din toată inima: vino, Doamne Iisus. Lăudat să fie Domnul. Salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos și rău. Și în ultimul rând, și asta e pentru voi în mod special, ce să facem? Pocăiți, cum a zis Petru, veți fi botezați și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Noi nu suntem penticostali că ne place neapărat numele ăsta și e mai frumos ca și altora. Noi suntem penticostali că promovăm lucrarea autentică a botezului și a darurilor Duhului Sfânt. Măriți să fie Domnul! Când eu stau de vorbă cu candidații de botez și dacă Domnul mă ține în viață, voi sta de vorbă spre anul viitoare cu colegii mei, când unul dintre candidați, printre întrebările care le spun, îmi spune: îți botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, deja nu mai am alte întrebări. Nu mai am. Este o bucurie pentru mine și pentru noi, ca cei care vin la apa botezului, dacă Domnul hotărăște să se boteze înainte cu Duhul Sfânt. Dar dacă nu va boteza Domnul, nu renunțați la asta. Asta nu e în trecut, asta nu e pentru altă dată, nu, e pentru acum. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei pe care Dumnezeu îi va chema, care sunt departe, în oricât de mare număr.
Și din ce în ce mai mult se pune problema. Dom'le, dar ce? Nu poți fi mântuit dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt? Nu asta e întrebarea. Întrebarea este dacă în biserica primară era vreun om în biserică nebotezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și nu cred asta. Pentru că eu cred din toată inima că Duhul Sfânt a mișcat inimile oamenilor și Domnul a botezat și atunci și botează și acum. Și mă rog pentru biserica Domnului, Doamne, fă o trezire spirituală. Tinerii care astăzi sunt în adunare și cântă atât de frumos, să cânte și cântări duhovnicești, să cânte și cântări prin Duhul Sfânt, să vină Dumnezeu din cer, să facă o trezire spirituală, să renunțăm la formalisme religioase, penticostale, moderne sau postmoderne și să ne întoarcem la o pocăință autentică și să ne miște Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și pe cei 12 de asemenea, Domnul să-i umple cu Duhul Său cel Sfânt. Dumnezeu să le dea daruri spirituale și Domnul să lucreze prin ei și prin viața lor. Și dumneavoastră spuneți amin. Mărit să fie Domnul. Salvează-te din mijlocul acestui neam ticălos și rău. Fă-o. Dacă n-ai făcut-o până în această zi, uită-te la imaginea celor 12 care fac pasul acesta. Și fă-o sensibilizat de cuvântul lui Dumnezeu. Să străpungă Duhul Sfânt inima și cuvântul Sfânt al Scripturii. Fă-o dispus să împlinești tot planul lui Dumnezeu, că aici împlinim cuvântul Domnului, porunca Domnului Iisus Hristos și Evanghelia care ne învață să facem ceea ce facem. Nu confunda botezul cu iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor s-o face Iisus Hristos prin pocăință, prin smerenie, prin prăbușire în fața Domnului și mă rog Dumnezeu să-ți dea putere și să pleci astăzi un om iertat. Înțelege vremea. Vremea este astăzi. Și nu vă limitați doar la faptul că intrați ca și membri în biserica penticostală sau în biserica sau în familia Domnului, salvați din lumea aceasta, ci mergeți înainte. Dacă nu v-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, să vă boteze. Să vă dea Domnul daruri spirituale și să umblați Domnul cu îndoită putere. Joi seara am fost la noi la biserică, la tineri, fratele Calem m-a chemat să țin o predică. Au fost undeva la vreo 150 de tineri și spre surprinderea mea, o tânără a început să transmită un mesaj profetic. Mi-am auzit o dată prorocind. Și am întrebat apoi pe Caleb și pe colegii care se ocupă și mi-a spus cine este și mi-a spus are lucrări autentice. În mijlocul tinerilor și nu numai, se mărturisește cum Dumnezeu împlinește ceea ce spune prin ea. Să fie tot mai mulți. Să fie și la dumneavoastră în biserică. Să fie și bisericile noastre. Să ridice Domnul văzător și proroci, oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, care să țină standardul lucrării curate în picioare și Domnul să ne pregătească pentru ziua glorioasă a revenirii sale. Dumnezeu să binecuvânteze prietenii care sunt aici. Să se salveze din mijlocul acestui neam ticălos și rău. Și fie astăzi ziua salvării, a eliberării și a biruinței. Și în cer, când vom ajunge, să mă salutați. Și să spuneți, frate bujor, ai predicat atunci. Ai transmis mesajul acesta. M-a cercetat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Peste timp m-am botezat, m-am pocăit, m-a umplut Domnul de Duhul Sfânt. Și acum suntem în cer. Să vă binecuvinteze Domnul. Amin. Amin.